Elevii propun și ei testarea obligatorie a celor nevaccinați o dată pe săptămână și testarea la cerere pentru cei vaccinați. În direct cu noi Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și eu mulțumesc pentru participarea în emisiune. Silviu, cum vedeți voi să se întâmple acest lucru? A fost o luptă în legătură cu decizia de astăzi și cu nevoia de testare, dacă în alte țări am văzut cazul Germaniei, unde elevii se testează chiar singuri, indiferent de vârstă, chiar cei micuți au fost învățați cu testul, cu bățul în nas, cu toate cele. Cum vedeți voi să se desfășoare această testare în școli? Da, noi am cerut în primul rând ca aceste decizii care se iau să nu fie luate de pe o zi pe alta, pentru că e necesar ca toate deciziile, atunci când vine vorba de deschiderea școlilor sau de modificarea acestor praguri, să fie luate de către experți în epidemiologie, nu decizii politice, nu decizii luate din pix, ci decizii fundamentate pe date și cifre făcute de către specialiști. Testele, într-adevăr, sunt o măsură indispensabilă dacă e să ținem școlile deschise la o rată de infectare de peste 6 la 1000, pentru că cu siguranță acolo este de fapt o răspândire comunitară mult mai mare a virusului decât este în mod normal. Deci testarea în masă și mai ales în cazurile acestea trebuie să existe în școală fără doar și poate. Vorbim apoi evident de alte măsuri indispensabile, cum ar fi măști dezinfectant, care știm că în foarte multe școli lipsesc și la această oră, dar și până la urmă de vaccinare, pentru că este un act unilateral care depinde de fiecare dintre noi, dar unilateral, care este extrem de important. Unilateral, Silviu, dar ați făcut și voi această distinție, testare săptămânală pentru copiii vaccinați, nevaccinați, la cerere doar pentru cei vaccinați. Ei, cum ați ajuns la această decizie? Pentru că într-o clasă și un copil vaccinat poate să aducă virusul și să răspândească. Având în vedere că elevii vaccinați și persoanele vaccinate în general au șanse mult mai mici de a duce virusul mai departe sau de a face niște forme simptomatice sau cu niște simptome severe și automat de a transmite virusul mai ușor către ceilalți, atunci am considerat că este necesar ca ei să se testeze la cerere dacă prezintă simptomatologia aferentă COVID-19. Dacă nu, adică dacă nu sunt vaccinați, este necesar ca ei să fie testați săptămânal sau chiar mai des alături de profesorii aflați în aceeași situație, tocmai ca să ne asigurăm că școlile sunt deschise în condiții optime cât mai multă vreme, chiar nu mai, doar... Chiar mai des, spui, premierul vorbea și el despre posibilitatea testării chiar de 2 ori pe săptămână. Ați agrea această variantă pentru că discuția a fost în legătură cu testele non-invazive. Părinții, spunea ministrul educației, nesemnând, nedându-și acordul pentru testele invazive. Aici este puțin mai complicat cu aceste teste non-invazive, pentru că știm anul trecut era o întreagă discuție și la Ministerul Sănătății. Experții spuneau că aceste teste non-invazive nu sunt omologate și trebuie să fie dublate de niște teste PCR sau antigen. Acum se pare că reintră cumva în schemă și aceste teste non-invazive. Așteptăm să vedem de fapt care e decizia experților în ceea ce privește testele non-invazive, care cu siguranță că sunt binevenite în școală, având în vedere că probabil nu vor necesita și acordul părinților, fiind o procedură foarte simplă care nu tu pot afecta însă Consiliul Național al Elevilor, ești președintele acestei structuri. Ca atare vă întreb pe voi, copiii, voi ați fi dispus să vă testați chiar cu teste invazive de 2 ori pe săptămână numai să meargă școala? Eu cred că da, pentru că am văzut foarte clar că școala online nu a mers și nu e niciun caz un substitut al școlii fizice. Vorbim aici de elevi cu probleme grave de ordin psihoemoțional, vorbim de elevi care nu au mai luat contact cu colegilor sau cu profesorilor foarte mult timp din cauza lipsei accesului la internet sau la device-uri pentru școala online. Deci da, cu siguranță că avem nevoie de școală față în față, școala pe care o știam acum 2 ani de zile, și cred că foarte mulți elevi și părinți din România sunt dispuși să facă orice ca să reușească să țină școlile deschise cât mai multă vreme. Mulțumesc pentru răspunsuri, Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor. Mergem, doamnelor și